Festivalul de altceva, o manifestare ajunsă deja la a cincea ediție, a avut loc la finalul săptămânii trecute la Piatra Neamț. Diferit față de celelalte, care în majoritatea cazurilor au o temă sau un punct de referință, festivalul, organizat de o asociație de sprijin comunitar, este unul non-formal. Este o bibliotecă vie plină de activități diferite care s-au desfășurat pe durata a 4 zile. În general, această ediție este dedicată artei și oamenilor care au anumite prejudecăți în legătură cu oamenii de cultură. Vrem să demontăm aceste prejudecăți și vrem să construim prin educație non-formală o nouă fațadă pe care, nu știu, pe care o poate folosi cultura de acum înainte, mai ales în județul Neamț. Cea de-a cincea ediție a debutat joi, pe 14 septembrie, cu o seară a prieteniei, așa cum a fost numită de organizatori, în care voluntarii au cântat, au dansat și au prezentat momente de teatru pe acorduri de chitară. A doua zi a fost rezervată scrierii creative la foișorul voluntarilor din Parcul Tineretului, unde cei prezenți au avut ocazia de a-și dezvolta latura creativă sub coordonarea Irinei Raica. Ziua s-a terminat cu atelierul de lecturi publice deschis, în special celor mici. Sâmbătă, pe 16 septembrie, a fost tot o zi plină pentru iubitorii festivalului de altceva. Începând cu orele 13 la pavilionul expozițional municipal din Piatra Neamț, a debutat Biblioteca Vie, fiecare participant împărtășind câte o poveste de viață. Biblioteca Vie, pe scurt, este un proiect non-formal care presupune ieșirea din tipare a cititului. Am încercat să idealizăm ideea de carte, transformând-o într-o ființă umană. Așadar, fiecare cititor care vine aici, pe baza unui permis, poate alege un număr de maxim 4 cărți pe care le poate răsfoi și poate afla mai multe din diferite domenii, de exemplu poezie, pictură, muzică, în funcție de ceea ce preferă. Anul acesta, la Festivalul de Altceva, este o onoare pentru mine să fiu selectat pentru a fi carte vie. Inițial nu am știut despre ce e vorba, însă am înțeles că anual se organizează această bibliotecă vie, un program pentru locuitorii din orașul nostru să descopere oameni cu diferite vocații, oameni cu diferite profesii, și anul acesta sunt și eu parte din proiectul Biblioteca Vie. Însemnând, voi sta aici de la ora 2 până la ora 7-8 seara. Îi aștept pe toți prietenii care vor să descopere povestea, să mă citească și să vadă exact cine este Claudiu Ladan și băiatul. Titlul meu este Băiatul de pe scenă și din fața televizorului, așa că vreau să descopere persoana din spatele ecranului și poate de pe scenă. Ultima zi a festivalului s-a mutat în strandul din Piatra Neamț, acolo unde întreaga activitate a fost dedicată culturii underground. Au fost prezente trupe de artiști locali, au avut loc întreceri de dans și de muzică rap, iar reprezentantul singurului salon de tatuaje autorizat din oraș, Alex Nechita, a făcut tatuaje gratuite. Am încercat pe cât posibil să strângem oameni din cei care nu prea au mai cântat în oraș într-o sesiune acustică în cadrul celei de-a patra zi, cum a spus colega. Și trupele ar fi următoarele. Avem cele trei trupe stabilite, patru, am văzut că a venit acum și cea de-a patra. Ar fi Session, care suntem noi, ar fi Soundcheck, Efectiv și Parchet în Flăcări, cred că spun băieții. Dar, de asemenea, mai sunt și artiști mici care or să cânte pe lângă. După noi e ca o seară deschisă, să-i spunem. Festivalul de altceva este un festival non-formal, absolut necesar într-o societate care are nevoie de cultură în toate formele ei și își propune să apropie cultura de oameni și nu invers.